În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, cu mare emoție am venit în Laponia pentru a vă sfinți în prag de înviere. Suntem, iată, împreună în urcușul spre Sfintele Paști. Am ajuns pe ninsoare aici la dumneavoastră, însă în această dimineață, în slujirea eucharistică, iată, ne-a luminat în chip tainic soarele dreptății, însă și soarele de pe bolta cerească. Iată, ne împărtășim pe de o parte de lumina Harului Dumnezeesc, iar pe de alta de lumina binefăcătoare a soarelui care s-a arătat și aici în Scandinavia. Așadar, se cuvine să ne bucurăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am adunat astăzi împreună și i-am putut pomeni în slujirea euharistică și pe toți cei adormiți ai noștri. Iată, ați adus ofrandele îndătinate pentru a-i pomeni în această sâmbătă Apostolului Mare pe toți cei adormiți din neam în neam și pe cei dragi ai dumneavoastră, însă și pe cei pe care nu mai are cine să-i pomenească, cărora li s-a uitat numele. Contează foarte mult pomenirea celor dragei noștri, rămași și plecați la Dumnezească liturghie. Sâmbăta trecută le spuneam credincioșilor la Stockholm o întâmplare pe care eu am auzit-o la Părintele Cleopa despre un preot care se ruga pentru un suflet pe care nu-l cunoștea de fapt, bucurându-se de faptul că el își întrema suflet, trupul într-o baie termală zidită de un tânăr al cărui suflet se chinuia în iad. Atunci v-am spus cum Dumnezeu a îngăduit ca acel tânăr să se arate preotului care fără să-l cunoască îl pomenea, deoarece el zidise acea baie și mulțumea lui Dumnezeu pentru cel care s-a ostenit să zidească acea baie termală, rugându-l să îl ierte pe acel om de păcatele pe care le-a săvârșit. Doamne, pomenește și iartă păcatele celui care a zidit această baie. Și tocmai sufletul acelui om care a zidit baia termală se chinuia în văpaia iadului. Și Dumnezeu a îngăduit ca să-i se arate preotului, iar acesta l-a pomenit apoi la 40 de sfinte liturghii, iar Dumnezeu l-a iertat și l-a așezat apoi în raiul desfătării. Acum vreau să vă pun la inimă o altă întâmplare din viața Sfântului Vasile cel Mare. Iată, astăzi am săvârșit Dumnezească liturgie a Marelui Ioan Gură de Aur, iar mâine vom săvârși după rânduială liturgia Marelui Vasile la această liturghie, întotdeauna noi pregătim darurile de pâine și de vin în slujba proscomidiei. La proscomidie, acolo scoatem Sfântul Acneț sau Sfântul Miel, iar în jurul Sfântului Miel așezăm sub chipul părticelelor, adică acelor mici bucăți de pâine, pe toți cei vii și pe toți cei plecați la cele vești, cei pe care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem. Sub chipul părticilor de pâine îi pomenim și pe cei vii, însă și pe cei răposați. Ei, tocmai în timpul în care Sfântul Vasile cel Mare era arhiepiscop al Cezarei Capadogiei, avea un preot în grija sa duhovnicească, sub omoforul său, care avea mari datorii. În cele din urmă l-a rugat pe un negustor să îl ajute să își plătească toate datoriile. Avea nevoie de 500 de monezi de aur și le-a obținut de la acest negustor și a scăpat de datorii. Iar negustorul, fiind foarte credincios, i-a spus, Părinte, nu am nevoie ca să mi returnezi cele 500 de monezi de aur, însă toată viața te rog să mă pomenești la proscomidie din preună cu cei ai casei mele, vi și adormiți. I-a oferit pomelnicul, însă părintele nu a reușit să-l pomenească decât o singură dată la proscomidie, la Dumnezească liturghie, deoarece s-a îmbolnăvit după ce a săvârșit liturghia unde la pomenit pe acel binefăcător din preună cu toți cei încredințați de el pe pomelnic, acest preot s-a îmbolnăvit neașteptat și apoi a trecut la cele veșnice. Ei, negustorul avea o mare nemulțumire deoarece i-a dat o sumă atât de mare și nu a fost pomenit decât o singură dată la Dumnezească liturghie. Și a căutat-o pe preoteasă cerând ca să îi dea înapoi cea mai mare parte din bani, lăsându-i doar o mică parte pentru pomenirea la acea liturgie, iar cea mai mare parte din, din bani aștepta să o returneze. Mai mult, chiar a amenințat-o că o va da în judecată, iar preoteasa văduvă, plină de amărăciune, la cine avea să alerge decât la arhipăstorul, Cezarei Capadocii, la Sfântul Vasile cel Mare. Iar acesta, într-o dimineață, înainte de a săvârși liturgia, înainte de a, de, a, de a pregăti darurile de pâine și de vin la proscomidie și a săvârși liturgia, l-a chemat pe de o parte pe negustor, iar pe de alta pe această văduvă greu încercată. Și i-a pus uh, înaintea Dumnezeescului Jerfel și le-a spus, iată, eu mă înveșmântez în toate veșmintele, mă pregătesc să zvârșesc proscomidia, aducerea darurilor de pâine și vin înainte de liturgie și din prescură o să scot o părticică pomenindu-te pe tine și pe toți cei încredințați pe pomelnic, preotului care nu a reușit decât o singură dată să te pomenească la Sfânta Slujbă. Și Sfântul Vasile cel Mare s-a înveșmântat, a pregătit pâinea și vinul la proscomidie, iar la momentul potrivit a scos o părticică din prescură pe care a așezat-o pe Sfântul Disc și apoi a adus-o în fața altarului și a cerut un cântar cu două talere, cum era atunci. Și a zis așa, iată, aici este părticica, sub chipul căreia te-am pomenit pe tine și pe toți cei încredințați preotului adormit să te pomenească. Deci aceasta este părticica unde sunteți pomeniți voi. O pun pe acest taler, iar pe celălalt taler o să aduc cele 500 de monezi de aur și să vedem dacă părticica este mai grea sau este mai ușoară decât aurul acesta. Iar Negusur s-a gândit cum să fie... Mai grea părticica aceasta că doar e părticică din pâine. S-a gândit omenește. Și sfântul Vasilei cel Mare a pus părticica pe un taler, iar celălalt taler era gol. Și a zis: Acum aduceți monezile de aur. Și le-a dus. Și a pus monedă de monedă pe celălalt taler. Iar cu cât punea fiecare monedă, care era grea din punct de vedere material, părticica scoasă la proscomidie devenea și mai grea și ridica în sus tot aurul pe care era pus pe celălalt taler. Sigur că în cele din urmă toate monezele s-au ridicat în sus, fiindcă această părticică, deși în aparență era ușoară, era atât de grea, fiindcă era părticica scoasă la proscomidie pentru pomenirea celor vii și a celor adormiți. Sigur că negustorul s-a înfricoșat, de această mare taină a Harului Dumnezeesc și a cerut iertare înaintea Lui Dumnezeu și a Sfântului Vasile cel Mare și a iertat-o pe văduvă de datorie. Așadar, datori suntem să participăm la Sfânta Jertfă și să-i pomenim pe toți cei care au nevoie de mila și iertarea prea milostivului Dumnezeu și pe cei vii și pe cei adormiți. Și, iubite frate și iubite soră, Mare putere are pomenirea la proscomidie a celor vii și a celor adormiți. Fiindcă cei care se chinuiesc în văpaia iadului pot fi scoși de acolo numai prin mila celui prea înalt, acelui de la care se pogoară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, care este milă, pace și iertare. Așadar, să cerem mila prea milostivului Dumnezeu și să ne pocăim de păcatele noastre ca să ne dea iertare și să dobândim cu toții un colțișor de rai. Amin.